Asociațiile profesionale le recomandă tuturor fermierilor să se registreze ca operatori în agricultura ecologică în anul 2014 până la data limită de 29 august anul curent și să depună cereri pentru obținerea sprijinului financiar, care ar putea ajunge la peste 600 de euro în anul 2015, asta pentru fermieri aflați în perioada de conversie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a solicitat și a obținut de la Comisia Europeană o suplimentare a sumei ce va fi distribuită fermierilor care intră în conversie în anul 2014, a declarat Marian Cioceanu, președintele unei asociații profesionale. Fermierii aflați în perioada de conversie ar putea primi în 2015 peste 600 de euro. De asemenea, pe lângă subvenția pe care o vor primi pentru conversie, începând din anul 2015 până în anul 2020, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Agricultura ecologică va beneficia de sume record, pornind de la 250 de euro. În viitorul Program Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, agricultura ecologică are alocat o sumă de 200 de milioane de euro, anunțat la finele lunii aprilie secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, la o dezbatere privind reducerea TVA la produsele ecologice. România are un potențial imens în agricultura ecologică, cu o suprafață de 300.000 de hectare de teren arabil, certificat ecologic pentru producție și alte 500 de mii pajiști și număr de 15.000 de operatori înregistrați în sistem la finele anului anului 2013. România exportă 80% din producție, în special materie primă și foarte puține produse procesate.